și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Daily vlogul acesta este foarte special pentru mine. Este un clip sponsorizat de către Burga și urmează să vă arăt imediat niște produse tare, tare drăguțe de la ei, care au venit în această cutie fancy, neagră, cute. Burga este o companie care se ocupă cu crearea de huse de telefon în principal, dar au mai multe produse, au de la huse, de, nu știu, MacBook-uri, la case-uri din acelea protectoare pentru Apple Watch, la ring holdere pe care le lipești pe telefon și știi că te ajută să ții telefonul cum trebuie, au și tot felul de păhărele, termosuri, o să vedeți, dar în principal huse de telefon. Și ce e foarte fain la ei este că au niște produse foarte calitative, care au grijă de telefon, care îl protejează, dar au niște designuri foarte, foarte faine și unice, nu le vezi peste tot. Vreau să vă zic că mie mi-a fost foarte greu să aleg dintre cele peste 200 de modele câte au ei pe site. Și înainte să vă arăt ce produse am eu și să le pun pe telefonul meu, care în momentul ăsta e gola, și să vă arăt așa, să vă dau tot felul de detalii, vreau să vă zic că cei de la Burga au o ofertă foarte faină în această perioadă, și anume achiziționezi, cumperi, să zicem, alegi 4 huse de telefon, însă plătești doar 2 dintre ele. Și de asemenea, dacă intri pe linkul din descriere pe care o să-l vedeți acolo și folosești și codul meu de reducere, care este ANDREEAPX15, o să-l vedeți și pe ecran, o să primiți 15% reducere la comanda voastră. Bun, acum că am clarificat lucrurile acestea, haideți să vă arăt ce mi-am ales eu. Mie una mi-a fost destul de greu să aleg, m-am gândit, m-am răzgândit. Am aici 2 huse din gama TAF și 2 din gama Elite. Voi începe cu cele din gama TAF, vin în 2 săculezi în aceștia de catifea. Și haideți să vă arăt ce mi-am ales eu. Pe acesta cred că l-ați văzut deja pentru că am început să-l port. Este o husă superbă, care mi-amintește foarte mult de serialul White Lotus. Vă spuneam că este din gama TAF. Este o husă, după cum puteți vedea, este foarte lucioasă, este anti-scratch și, de asemenea, ce îmi place mie foarte mult la ea, v-am zis că am și apucat să o port pe telefon, este că butoanele sunt protejate și parcă, nu știu cum să vă zic, sunt mult mai ușor de simțit, de apăsat, datorită felului în care sunt ele protejate, învelite. Deci aceasta este prima, cu siguranță va fi preferata mea vara asta, mi se pare minunată. Haideți să o pun pe telefon să o vedeți. Husele din gama TAF, cam așa arată pe telefonul meu roșu, nu știu ce a fost în capul meu când mi-am luat telefonul roșu, dacă îmi luam alb sau negru sau crem, era o idee mult mai bună. Da, deci husele din gama TAF au un strat dublu de protecție și sunt rezistente la șoc, ceea ce este minunat pentru o persoană care își scapă telefonul de 53.000 de ori pe zi. Următoarea husă este superbă, cam așa arată ea, are un model minunat și pe asta cred că o să o port vara aceasta. La fel, fiind din aceeași gamă, are aceleași proprietăți. Apoi, gama Elite. Ele vin într-o cutie, cam așa. Se deschid și, după cum puteți vedea, aceasta seamănă puțin cu cea albastră. Însă, ce oferă gama Elite în plus este un strat ce este aici, în interiorul telefonului, care protejează telefonul. Este, nu știu cum să vi-l descriu, este catiferat, este fin și se simte un pic așa moale, iar telefonul stă protejat. După cum știți, iPhone-ul are sticlă și pe o parte și pe cealaltă, deci este ideală treaba asta din interior. Ei promit că această imagine superbă pe care o vedeți pe husă nu o să se ducă, că o să rămână luni de zile la fel de vibrante culorile. Îmi place foarte mult că această gamă are acest detaliu aici la cameră, auriu. Și aveți 2 opțiuni. Eu am ales auriu fiindcă mi s-a părut cel mai drăguț, dar mi se pare tare fain și cred că se vede că și marginile sunt întărite. Deci, cu siguranță, gama Elite oferă și mai multă protecție telefonului. Cam așa arată pe telefonul meu. Iar a doua husă din gama Elite este aceasta. Animal print, slăbiciunea mea. Cam așa arată ea. La fel detaliul acesta auriu, la fel marginile care sunt întărite, această textură moale din interior care protejează telefonul. Așa arată husa pe telefonul meu, este superbă. Asta dă chiar foarte bine, mi se pare, cu telefonul meu roșu. Foarte faine mi se par husele, cu siguranță sunt cele mai calitative huse pe care eu le-am atins vreodată. Acum haideți să vă mai arăt niște exemple de produse pe care le puteți găsi la ei pe site. De exemplu, am aici o sticlă de apă care este extrem de frumoasă și pe lângă faptul că este frumoasă, are și niște proprietăți. O să vi le spun eu cât timp scot sticla de aici, vedeți că vine protejată într-un săculeț. Bun, deci... așa arată ea, este un crem superb, are 500 de mililitri, îmi place foarte mult că are pe fundul ei un material care este antialunecare. Ce mi se pare cel mai fain la ea, pe lângă faptul că are un material anti-scratch, adică nu are cum să se zgârie, ceea ce e super, pentru că cremul ăsta pare așa foarte sensibil, dar e făcut dintr-un material... foarte, foarte ok. Ce e cel mai fain este că dacă pui aici o băutură rece, se păstrează rece pentru 24 de ore, iar dacă pui aici o băutură fierbinte, se păstrează fierbinte pentru 12 ore. Deci mi se pare wow. Și treaba asta este datorată, are două straturi practic, care păstrează fie băutura rece, fie băutura caldă. Și uitați-vă cât de frumoasă e. Din nou, instagramabilă și vă puteți asorta obiectele între ele. De exemplu, vă luați o husă de telefon animal print, sticlă, nu știu, animal print și pentru Apple Watch, carcase din aceea, tot animal print. Și de asemenea am și un coffee cup într-un design adorabil. Ador acest design. Tot așa vine într-o husă protectoare și taram! Da, este cu acest material de marmură, cu acest model de marmură, de fapt. E foarte frumoasă, are 470 de mililitri, e foarte, foarte mare, la fel are treaba asta anti-alunecare și această cană menține băutura caldă timp de 5 ore și băutura rece timp de 12 ore. Mi se pare incredibil, așa arată, e foarte... foarte frumoasă, foarte frumoasă. Acestea au fost produsele pe care mi le-am ales eu de pe site-ul lor. Opa, așa, stai să... eu le iau pe toate. Nici nu știu sincer care este preferata mea. Sunt curioasă care este preferata voastră, fie dintre cele pe care mi le-am ales eu, fie din ce vedeți pe site. Nu uitați că puteți să intrați pe site folosind linkul din descriere. Nu uitați de codul pe care vi l-am menționat. Mulțumesc tare mult celor de la Burga. Eu sunt super mulțumită de produsele lor și le mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a avea această colaborare. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away I saw much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. În seara asta vrem să facem pizza de casă. Că am zis să ieșim mai ieftin și să și să facem exact așa cum vrem noi, să punem exact ce vrem pe ea, ca să nu ne mai plângem că, na, ar fi putut să aibă și chestia, are prea puțin din cealaltă chestie, dar nu știu dacă ieșim neapărat mai ieftin, că pe toate astea a dat Andrei 100 de lei. În fine, a luat așa, un pizza kit adică un blat plus acest sos și încă o de-asta de pizza, încă un blat, dar ăsta vine fără sos pentru că m-am gândit că borcanașul ăsta e suficient la ambele. Da, să vedem acum cât de mari sunt și sunt, să știți, refrigerate, nu congelate. Cașcaval, avem un porumb care era prin dulap. Am luat foarte mulți cabanoși, în schimb. Am luat cu o grămadă, nu o să-i folosim pe toți cu siguranță. Ia uitați ce e. O grămadă de cabanoși, niște șuncă. Și șuncă mi se pare că a luat multă, cred. Nu știu, vedem. Și ceapă, vrem să punem și ceapă, că amândurora ne place ceapa pe pizza. Și cam atât. Hai să vedem ce iese. Gata pizza, cam așa arată. Asta 20 de minute la cuptor. Inițial le pusesem pe grătar. Nu mergea, se scurgea, așa că le-am mutat în tava asta. Și a trebuit să le cam îngrămădim așa la capete, că abia au încăput aici. Da, am pus foarte multe chestii pe ele. Foarte curioasă cum o să fie umplutura în raport cu blatul, să nu fie prea mult, că noi am pus nene, deci am pus. Așa, ați văzut ce am adăugat, ouăle le-am pus cu 10 minute înainte să fie gata, practic. Și cred că amândouă s-au întărit, deși ăsta pare mai tare decât ăsta. Eu cred că nici ăsta nu-i moale în interior, nu pare că o să... Nu, niciunul nu-i moale. Nu, nu se scurgă, dar... Trebuia să le lăsăm mai puțin. Trebuia, da. 2 minute, cred. Da. Dar pare făcută pizza, așteptăm să se răcească puțin și să vedem cum e. A, până la urmă am păstrat sosul care a venit în kitul cu pizza. Că mi se pare că e bun la gust și eu ce obțin vreau să mănânc așa. Nu știu, tu bănuiesc că vrei să mănânci cu ketchup de la picant de-a tău. Este sâmbătă și suntem în centru vechi. Foarte ciudată vremea de azi, nici nu știam să ieșim, să nu ieșim. A început și ploaia, acum e soare frumos. Chiar mi-e bine așa cum sunt îmbrăcată. Și suntem în centru vechi, efectiv nu avem niciun plan. Am venit cu ideea cu centru vechi și cu Victoriei ca să trecem să luăm bubble tea, pentru că am redescoperit bubble tea-ul și ăsta de la 18T e foarte, foarte bun. Și da, ne-am oprit prin mai multe locuri, am intrat într-un SH, într-un magazin german, acum suntem în centru vechi și au intrat oamenii în Dunk Shop, ceva de papuci, nu știu, papuci, doamne, am vorbit de zici că sunt din vestul României, de încălțăminte, de pantofi sport și chestii. După aceea mergem la Cărturești și mă rog, ne plimbăm, e foarte faină vremea, da, și filmez, vă arăt. Ce facem? Nu v-am filmat prin celelalte magazine pentru că era, efectiv, nu era nimeni, eram doar noi. Și mi s-ar fi părut așa un pic ciudat să scot camera, dar de acum voi încerca să filmez. Dacă nu cu camera, măcar cu telefonul. Văd că începe să se aglomereze. Cred că lumea s-a speriat că a plouat. Și acum că s-a oprit ploaia, a început să fie aglomerat. Ia uitați! Had afforded just like a void, but you Leo de fiecare dată când ajungem acasă. Se trântește. El. Ce faci, măi? Am ajuns acasă, de data asta am ajuns cu metrou, nu ne-am mai oprit spontan prin vreun club ceva. Acum stau să aerisesc un pic în partea asta de bucătărie și sufragerie și trebuie să stau aici lângă geam ca să nu, știți, sară vreo pisică. Nu că am avut probleme, nu ne-am trezit cu ele pe plasă sau ceva, dar e mai bine să fii precaut. Hai să vă povestesc ce am făcut. Deci, v-am zis că planul a fost să mergem să bem bubble tea. Dar multe alte lucruri s-au întâmplat. A fost o zi foarte, foarte faină. Din fericire nu ne-a plouat, nu s-a întâmplat nimic. Ați văzut că a ieșit soarele și vremea a fost foarte bună. Am avut jachetă la mine, ceea ce a fost perfect. Foarte fain. Am mers prin Cărturești, după care am fost într-un... Nu, de fapt, înainte de Cărturești am nimerit într-un magazin. Băi, foarte tare. Genul ăla de magazin pe care îi duceam dorul cumva, din cauza că mă duceam prin Galați, în magazine din astea cu multe tâmpenioare, cu branduri din astea, genul, nu știu, de la Evelyn la... habar n-am, genul ăsta, Ruby Rose, Miss Sporty, nu Miss Sporty, stați, nu, Miss Sporty, deja altceva, dar, nu știu, tot felul de produse, clămițe, coronițe, gentuțe și am găsit niște genți foarte, foarte faine, din piele, 150 de lei bucata, deci mi-a rămas gândul la ele, foarte drăguțe, chiar sunt acolo pe lista mea de wishlist. Nu știu, ori neagră, mă uitam, aia neagră chiar mi se pare super drăguță, ori acum pentru vară, nu știu, albastră sau un albastru deschis, am văzut și roz și verde foarte frumoase, deci mi-aș lua efectiv 5 bucăți, pentru că culorile chiar sunt drăguțe. Așa, după care ne-am mai plimbat, în fine, am ajuns la bubble tea. De data asta mi-am luat altceva, mi-am luat bubble tea, se numește Honeydew Fresh Milk. Băi, bun rău de tot. Data trecută mi-am luat chocolate fresh milk, care era efectiv lapte cu ciocolată și cu perle de tapioca. De data asta era lapte cu pepene galben și cu... Doamne, știți ce aer plăcut vine de afară? E vremea perfectă. Așa răcoare și bine. Așa, și cu perle de tapioca, foarte bun. Avea gust de înghețată de pepene galben topită. Super bun a fost, vi-l recomand, am luat varianta mare și foarte bine am făcut. După care ne-am plimbat și ne-am dus către un loc în care am și mâncat, care se numea Wing It. Dar e un joc de cuvinte, gen e wing, aripioară, cum ar fi, W-I-N-G, și it nu scris it, it, gen e scris E-A-T. E un joc de cuvinte, e foarte simpatic și mâncarea a fost chiar bună. Aveau tot felul de aripioare cu cartofi prăjiți, genial, aripioarele și ele bune, chiar ne-a plăcut acolo. După care ne-am mai plimbat, am fost la luminile acelea de la Unirii, am prins spectacolul de lumini și ce acolo a fost drăguț. La un dat a devenit un pic plictisitor pentru că muzica nu era prea interesantă, hai că am reușit să pun și camera într-un fel, wow. Da, deci muzica nu era foarte interesantă, din păcate. Puteau, nu știu, mie mi se pare că puteau să pună o muzică mult mai faină, mai ritmată, ca să facă un spectacol mai drăguț. Chiar mă uitam, mi s-a dus rozul ăsta. Trebuie neapărat să merg la o pigmentare, pentru că, efectiv, nu mi-a mai rămas... Adică culoarea mea e foarte incertă, e un blond așa mai cald. Nu e ceva foarte rău, dar aș vrea să merg la o pigmentare, pentru că mai e puțin și o să ajungem în... O să vină vara, mergem în vacanță și acolo oricum o să mi se ia... pigmentul, deci aș vrea să mă fac, nu știu, vreo 2 săptămâni, cred că mă duc. Și nu mă fac roz de data asta, mă pigmentez normal, gata. Mi-am făcut damblaua cu rozul. Da, și după aia de la lumini ne-am dus să ne mai plimbăm spre Palatul Parlamentului, am ajuns pe acolo prin zonă. Și ce-am mai făcut? Am nimerit într-un parc acolo la izvor. Și a fost așa amuzant, ne-am plimbat, ne-am dat pe tot felul de chestii pe acolo prin parc. În fine, după care la metrou și acum suntem acasă. Și cam asta cu ziua noastră de sâmbătă. Mâine, sincer, nu cred că facem ceva foarte interesant și demn de filmat. Și mai probabil că o să lenevim cât de cât. Am înțeles că Andrei vrea să ducă să spele motorul. Cred că e prima oară când îl spală de când îl are. Și eu aș vrea, sincer, să merg de dimineață așa, să-mi fac un pic piața, să merg să iau fructe, că astăzi n-am mâncat absolut niciun fruct. Și mă simt ciudat din cauza asta. Și aș vrea neapărat niște căpșuni, niște, nu știu, struguri, nectarine, ce se găsește acum prin pe piață, că e un pic complicat. Poate fac și niște frigănele, așa, să facem un brunch drăguț. Mă rog, el nu cred că o să fie prea încântat de frigănele, dar eu vreau și Mai avem din pizza aia de casă, am mâncat și aseară, am mâncat și astăzi, ne ajunge și pentru mâine, deci ne-am scos cu pizza pe care am făcut-o, care a și ieșit super bună și vă recomand să vă puneți așa imaginația la încercare, pentru că chiar este fain, este într-adevăr, gustul e diferit față de pizza pe care, na, o cumperi, mi se pare un gust mai... de acasă, așa, cel puțin în varianta pe care am făcut-o noi cu mai multe chestii, cu de toate, așa, mai pizza țărănească, cum ar fi reinterpretată de noi, dar așa, un gust mai, e mai cald, nu e pizza cumpărată, foarte bună. Da, acum va veni Puf, mai devreme a fost Leo, acum a venit Puf. Farina, facem o încheiere, le spunem că le mulțumim că s-au uitat la clipul nostru, că sunteți mereu alături de noi și că... Da, nu uitați de tot ce s-a întâmplat la începutul clipului cu husele de telefon. Eu vreau să vă zic că în fiecare zi îmi schimb husa de la telefon, așa de încântată sunt. Astăzi am avut-o pe asta. Am avut altă husă inițial, dar m-am îmbrăcat așa destul de colorat. Am avut pe mine o fustă verde, geaca roz și mi s-a mai zis așa colorată și mi-am luat și husa asta. Da, dar probabil le schimb în fiecare zi, că îmi sunt atât de dragi și îmi plac foarte mult toate. Am ales bine. Gata, vă las, vă pup, ne vedem în următorul vlog. Pa!